Avocatul poporului va deschide un birou de audiențe în municipiul Călăraș. Anunțul a fost făcut în data de 31 martie în cadrul unei conferințe de presă susținute în sala de ședință a Consiliului Județean de avocatul poporului Renate Weber. Biroul va fi deschis în luna iunie după inaugurarea biroului teritorial de la Ialomița și va fi folosit pentru audiențe, acțiuni de mediatizare și alte acțiuni specifice în teritoriu. Pe întrecuprinsul României funcționează 14 astfel de birouri teritoriale unde cetățenii pot semna la cazuri de încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale în raport cu autoritățile publice. Astăzi am avut și avem în vizită avocatul poporului în persoana doamnei Renate Weber, însoțită de doamna Mirea Ecaterina și domnul consilier Daniel Iovănescu. Am avut o primă întâlnire, primă discuție. Astăzi există deja o decizie, o să înființeze un birou teritorial în Ialomița. Am făcut astăzi discuții și o să oferim un spațiu în cadrul Consiliului Județean pentru un birou de audiențe pe care, după înființarea biroului teritorial de la Ialomița, o să facem un anunț cu ajutorul dumneavoastră și prin presă, ca să anunțăm toți cei interesați să participe la audiențe cu avocatul poporului. Ne-am propus și vrem să venim în sprijin cetățenilor, ca decizia să o aducem cât mai aproape de dumneavoastră, de cetățeni, și să rezolvăm aceste decalaje sau anumite probleme care apar în de-a lungul timpului. Eu cam atât am să vă spun legat de acest subiect. Dacă o să fie întrebări, o să răspund. Acum dau cuvântul doamnei Renate Weber. Vă mulțumesc frumos! Bună dimineața încă o dată și vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații de a avea o discuție pe marginea ceea ce ne propunem noi instituțional să facem în viitor, în viitorul cât mai apropiat, în această zonă a țării. Instituția Avocatului Poporului, în conformitate cu legea sa de organizare, are 15 birouri teritoriale. Până acum, de mulți ani de zile, au fost create și funcționează 14 birouri teritoriale. Al 15-lea, nu știu de ce, până acum nu a fost înființat, dar noi, analizând la instituție nivelul de sesizări pe care îl avem în legătură cu situațiile care se petrec în această zonă, am constatat că el este sub ceea ce noi putem oferi instituțional, și am luat decizia să înființăm acest al 15-lea birou teritorial. Conform legii, sediul lui trebuie să fie la Slobozia. Așa e prevăzut în lege și de aceea ne-am și întâlnit cu autoritățile de acolo și o să îl facem, o să-l înființăm acolo. Eu sper undeva la începutul lunii iunie să devină funcțional. Competența teritorială a acestui birou este foarte largă, în sensul că, în conformitate cu legea, sunt de el aparțin, de fapt, 5 județe. Ialomița, Călăraș, Teleorman, Giurgiu și Ilfov. E un teritoriu destul de mare și destul de dispersat, așa. Vom vedea cum vom face lucrurile în așa fel încât să funcționeze bine. Posibil ca totuși în continuare județul Ilfov să fie administrat de sediul central de la București, că logic e mai aproape așa, inclusiv pentru oameni, dar pentru celelalte chiar simțim nevoia să avem colegi de-ai noștri în teritoriu. Aș vrea să vă fac câteva precizări. Instituția Avocatul Poporului, în ciuda denumirii sale foarte pompoase, este de fapt o instituție de mediere. Noi nu suntem o instituție care ne putem duce în instanță alături de oameni și să-i susținem pe gratis, că nu asta este competența noastră.
noi nu suntem o instituție care poate da sancțiuni, ci ori de câte ori constatăm că drepturi și libertăți sunt încălcate de administrație centrală sau locală, putem interveni în acele cazuri, dar, cum vă spuneam, având o funcție de mediator, de aceea, din punctul nostru de vedere, apropierea inclusiv fizică de autoritățile locale este foarte importantă. Noi lucrăm foarte mult prin anchete. Colegii de-i mei merg în diferite locuri, la administrațiile locale, stau de vorbă, discută, explică și de, în imensa majoritate a cazurilor, să știți că în relații cu autoritățile locale, în cazurile individuale, noi chiar am avut succes în sensul în care oamenii au avut până la urmă câștig de cauză, că asta este ceea ce contează. Deci din punctul acesta de vedere să vă așteptați că o să primim probabil petiții și împotriva unora din hotărârile sau din acțiunile pe care Consiliul Județean le poate lua. Și atunci, pentru acest motiv, ceea ce ne dorim foarte mult este să avem inclusiv la Călăraș un loc în care să putem să ne întâlnim cu oamenii din județ în audiențe, pentru că pe baza acelor audiențe oamenii după aceea formulează petiții, ne explică situațiile cu care se confruntă. Din păcate, astea sunt condițiile, asta e pandemia, din păcate în perioada aceasta încă audiențele noastre sunt suspendate. Eu sper totuși să revenim audiențele fizice. Telefonice, sigur că ele există, dar fizice sunt suspendate. Sper însă totuși, optimistă fiind eu, ca undeva de prin vară să putem să reluăm audiențele și anchetele pe care le facem în așa fel încât, repet, să fim aproape de oameni. În același timp trebuie să vă mai spun ceva. O sursă extraordinară de informații pentru noi sunteți dumneavoastră, presa. Deci noi, în iarăși probabil 90% din cazurile în care ne sesizăm din oficiu, de fapt, ne sesizăm pe baza lucrurilor pe care le relatați, fie în presa scrisă, fie în audiovizual, fie pe diferite site-uri, bloguri, adică, credeți-mă, citim cât se poate de mult, tocmai pentru a afla cu ce se confruntă oamenii. Iar din acest punct de vedere, evident, ne bazăm pe dumneavoastră în continuare, tot așa cum ne bazăm și în viitor, ca ori de câte ori vor veni colegii noștri în audiențe, să puteți să mediatizați acest lucru. Aș ruga acum pe doamna adjunct al avocatului poporului, Caterina Mirea, dumneei va fi coordonatoarea biroului teritorial pe care îl vom înființa la Slobozia, dar aș ruga să vă dea câteva exemple de acțiuni pe care noi le facem, de situații în care putem interveni. Vă rog, doamna Mirea. Bună dimineața, mulțumim frumos pentru prezență. După cum a relatat și doamna avocat al poporului, Misia Avocatul Poporului este apărător al drepturilor și libertăților cetățenești în raporturile cu autoritățile administrației publice. Nu vorbim de persoanele private, persoanele juridice private. În marea majoritate a cazurilor, și aș începe cu sesizările din oficiu. Sesizările din oficiu pe care le întreprindem noi sunt de cele mai multe ori, în proporție de peste 90%, efectuate ca urmare a relatărilor din mass media. Un mare ajutor ne este dat și de presa scrisă și de presa video și audio. Aș vrea să vă dau așa cu titlul de exemplu câteva dintre cazurile și pot dau cazuri mai recente. De exemplu, o sesizare din oficiu făcută ca urmare a unui articol vis-a-vis de faptul că anumiți copii nu pot ajunge la școală din cauza drumului impracticabil sau al animalelor sălbatice sau nu au venituri care să le asigure prezența la școală, nu au electricitate, nu au echipamentele electronice necesare pentru învățământul online. Marea majoritate a cazurilor în care am intervenit, autoritățile locale s-au implicat și au rezolvat aceste situații. Au fost situații de copii care, neavând, de exemplu, electricitate acasă, primăria le-a oferit spațiu
pentru încălcarea tabletelor și să învețe online. Altă situație, și vă spun individual aici, în mare majoritatea cazurilor care vin la noi sunt legate de plângerile diverselor persoane vis-a-vis de îndeplinirea defectuoasă de către autoritățile administrației publice a actelor respective, a faptelor pe care ar trebui să le întreprindă. Avem foarte multe plângeri pe nerespectarea dreptului de proprietate, respectiv constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate. Și din practică vă spun că o simplă anchetă, o simplă întâlnire între Consiliul Județ, între Comisia de Locală și Comisia Județeană a rezolvat eliberarea titlului de proprietate, a devenirii de proprietate și așa mai departe. O altă categorie pe care aș putea să o pun în discuție este vis-a-vis de neeliberarea unor adeverințe de către autorități pentru obținerea unor drepturi. De exemplu, vechime muncă sau, eu știu, alte drepturi salariale. Alte situații sunt cele legate de negherea contractelor de muncă, e vorba de asistenții personali. În foarte multe cazuri am intervenit și aceste contracte au fost rezolvate. Ce aș putea să vă mai spun și pe alte domenii, să-l dau un exemplu? Da, sigur. Persoanele cu handicap nu reușesc să-și obțină acele drepturi. Se fac intervenții la autoritățile competente și se rezolvă. Recalculările de pensii. Recalculările de pensii foarte multe reprezintă un procent însemnat din activitatea noastră, în sensul că petenții se reclamă casele județene de pensii în sensul că nu le-au recalculat sau nu le eliberează anumite documente. În foarte multe situații presa ne este de ajutor, pentru că semnalează acele ca să spun, derapaje ale autorităților locale, ale autorităților administrației publice și făcând cercetări, sesizăm că acestea, uneori există, uneori nu există, dar acolo unde constatăm că există, autoritățile își dau silința și de cele mai multe ori îndreaptă lucrurile. Aș putea să mă zic și de... V-aș mai adăuga eu situația, de exemplu, cazuri individuale sau cazuri generalizate în penitenciar. Este un domeniu în care noi intervenim în mod frecvent. Da. Dar de asemenea, în spitalele de psihiatrie, azilele de bătrâni, centrele de copii, până acum erau centrele astea de plasament mai mari, acum ele se tot transformă, dar indiferent cât de mult numeroși sau puțin numeroși sunt copiii acolo, noi și în astfel de situații intervenim. Unde nu avem competență, și asta într-adevăr cred că e bine de precizat, nu avem competență acolo unde actul justiției este pus în mișcare. Deci din momentul în care o persoană s-a adresat instanței de judecată, competența noastră s-a încheiat, noi nu mai putem să intervenim. Dar nu odată ni s-a întâmplat, de exemplu, ca prin intervenția noastră, mai ales în legătură cu direcțiile generale de asistență și protecție, să se pună în mișcare acțiuni care poate altfel ar fi fost lăsate uitării. Vă vorbesc aici mai ales de situațiile care îi privesc pe copii, de abuzurile la care sunt supuși copiii în familie, de abuzurile sexuale care, din păcate, nu știu dacă ele se înmulțesc sau relatările despre astfel de cazuri se înmulțesc și urmare intervenției noastre au început acțiuni de decădere din drepturile părintești a unora din părinți sau sesizări ale parchetului acolo unde s-a pus, unde a fost cazul. Pentru că în același timp noi avem în cadrul instituției și avocatul copilului și la biroul acesta teritorial ne-am propus să funcționăm cu 4 persoane, 3 pe chestiunile generale de care se ocupă instituția și o persoană care să fie alocată numai pentru drepturile copilului, pentru avocatul copilului. Și de asemenea la fel o să fie și audiențele. Ideea noastră, intenția noastră este ca după ce vom avea colegii la biroul teritorial din Slobozia să vină aici într-o primă acțiune de mediatizare împreună și cu doamna adjunctă al avocatului poporului
și să aibă o întâlnire cu dumneavoastră care să fie mult mai aplicată, ca să spun așa, în legătură cu ceea ce dorim să facem. Noi ne așteptăm de la părinți să se lateze cazuri, mai ales pentru categorie vulnerabile, copii, persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități, care nu au capacitatea și puterea de a se adresa unei instituții publice pentru apărarea drepturilor lor. Și să știți că nu în puține cazuri noi am îmbunătățit cumva viața acestor oameni ca urmare a sesizărilor din oficiu. Pentru că dacă presa nu relatează, nu se găsește un vecin. Foarte rar se întâmplă să fie un vecin sau o rudă care să ne scrie nouă că cineva se confruntă cu o problemă. În schimb, atunci când presa mediatizează un astfel de caz, noi ne sesizăm din oficiu și vă spun că în foarte multe situații autoritățile locale, din puținul, pentru că unele OAT-uri sunt destul de sărace, din puținul pe care l-au avut, au pus la dispoziție oamenilor fie un apartament ca locuință socială, fie o căsuță unde au găsit-o, fie au ajutat copilul cu îmbrăcăminte și aici au intervenit și ONG-urile foarte mult. Avem cel puțin partea de Brașov și Transilvania, unde ONG-urile sunt foarte prezente și sprijină inclusiv la construirea de căsuțe pentru familiile nevoiașe. Noi ne așteptăm la un mare ajutor din partea dumneavoastră în ceea ce privește această categorie de persoane vulnerabile. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rugăm, vă răspundem. Biroul de audiențe de la Călăraș, când va deveni funcțional? După iunie. După ce deschideți la Ialomița. Da, să-l deschidem pe cel de la Ialomița și eu sper ca din vara asta, mai ales că eu sper ca din vara să putem să ne și întâlnim mai des, adică să putem să avem audiențele. Audiențele vor fi lunar, săptămânal, cum veți? S-ar putea că într-o primă fază ele să fie mai des decât lunar, adică undeva la două săptămâni, eu cred că până oamenii să și profităm dacă o să avem această fereastră de oportunitate, dar și oamenii cred că e bine să se obișnuiască așa cu ideea asta a prezenței colegilor noștri. Având în vedere că am găsit înțelegere la Consiliul Județean pentru punerea la dispoziție a unui spațiu, sigur că da, mai ales că distanța de la Slobozia la Călăraș nu este o distanță așa de mare. Și dacă vom reuși să avem acolo patru colegi, atunci clar vom putea pe rotație să vină și să acorde aceste audiențe. Frecvența și intervalul orar în care o să desfășoare aceste audiențe o să-l anunțăm prin intermediul dumneavoastră pe site, o să fie o chestiune pe care o să o comunicăm la momentul respectiv. Noi, încă o dată spun, noi suntem conștienți, noi, nici noi nu suntem ca unitate administrativă perfecți. Ne așteptăm și împotriva unor hotărâri ale noastre să se îndrepte niște petiții, dar, încă o dată spun, sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, nu o facem voit, dacă e din greșeală, ne bucurăm că există o instituție care ne poate și, îndrepta și să putem să lucrurile să le punem în făgaș normal. O întrebare, profit de faptul că sunteți la Călăraș. Instituția Avocatului Poporului a solicitat primului ministru ieri nepublicarea în Monitor Oficial al României a hotărârilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Cum explicați? Este pe site-ul dumneavoastră la instituție. Păi, faptul că aceste măsuri sunt luate, dar nu sunt publicate în Monitorul Oficial așa cum trebuie. Trebuie să dezvoltați că circulă pe rețelele sociale. Nu știu de ce circulă, pentru că dacă lumea ar citi ce scrie acolo, ar vedea. Deci, starea de alertă din România, și cred că ne-am obișnuit cu ea de un an de zile, a fost în permanență prin hotărâre de guvern. Hotărârile de guvern au fost publicate în Monitorul Oficial. Deci, speculațiile pe care le-am văzut și eu la un moment dat, că, vezi, Doamne, restricțiile astea nu ar fi valabile, nu, astea nu se susțin, pentru că, repet, hotărârile de guvern au fost publicate. Acest Comitet Național pentru Situații de Urgență, de câteva vreme de când a fost modificată legea, este sub coordonarea primului ministru, că așa au modificat legea. Noi avem în țara asta o lege cu privire la tehnica legislativă și în conformitate cu acea lege, toate actele astea normative trebuie publicate în Monitor Oficial. Nu mă întrebați pe mine de ce n-au fost publicate. Noi, dacă vă uitați până la capăt, ați văzut că sesizarea am făcut-o pe dreptul la informație al cetățeanului.
Trebuie să recunosc însă că ei au înființat două site-uri, pe gov.ro și știrioficiale.ro, unde aceste hotărâri au fost publicate. Mai puțin trei, că noi am plecat în tot demersul acesta al nostru de la faptul că am constatat că trei hotărâri nu sunt. Nu știu ce conțin, nu mă întrebați că nu știu. 12, 13, 14 nu apar deloc. L-am căutat și nu l-am găsit. Nu am idee care este conținutul lor, care ar putea fi. Ce dau în general aceste hotărâri? Adică la ce se referă ele? Bun, de multe ori ele propun guvernului măsurile de restricție. Din momentul în care sunt înglobate într-un HG și e publicat, atunci lucrurile sunt clare. Dar tot în astfel de hotărâri ale Comitetului ăsta național pentru situații de urgență apare, de exemplu, lista țărilor din zonă galbenă, roșie, deci când vii trebuie să stai în carantină, trebuie să vii cu un anume test. Dacă așa ceva nu e publicat, principiul de drept este că ce nu e publicat nu poate să producă efecte, nu e în vigoare. Și atunci apare o problemă. Sigur că apare o problemă. Noi am pus o întrebare și am zis, bun, ce-i cu astea? De ce nu le-ați publicat? Nu știu să vă spun, eu nu am răspunsul. De aceea am și făcut această sesizare. Pe mine însă, personal, vă spun că mă surprinde altceva. Legea aia cu tehnica legislativă e din 2004. Între timp, nu? Parcă 2000. Sau 2000, 2000, da. 24. Da, 24 din 2000. Între timp însă, vorbim de România digitalizată, de zona spre care se ne îndreptăm. Din punctul acesta de vedere, pentru mine, faptul că ele devin publice pe niște site-uri care sunt accesibile tuturor, e în ordine. Dar cred că ar trebui modificată și legea. Și legea să spună foarte clar. În monitorul oficial se publică și să le enumere, pe astfel de site-uri oficiale, da, se publică altele. Adică, dacă tot te gândești să avansezi în zona digitalizării, de ce să nu prevezi acest lucru? Implementează. Mai ales că, vă spun că am avut discuții la un moment dat, nu spun acum din ce ministere, dar cu oameni din zona ministerelor, despre niște ordine de ministru care sunt aplicate, dar tot așa, nu sunt publicate în monitorul oficial. Totuși nu e normal, suntem un stat de drept, avem niște reguli, regulile trebuie respectate. Nu sunt bune, haideți să schimbăm regulile și după aia toată lumea să se conformeze. Dar nu e loc de speculație aici că, vezi, Doamne, nu avem de fapt stare de alertă, că restricțiile astea, nu. Hotărârea de guvern de fiecare dată a fost publicată. Procedura, de fapt era vorba de procedură. Procedura sau alte lucruri pe care aceste hotărâri ale CNSU pot să le conțină. Repet, dacă trei nu sunt deloc, atunci îmi pun și o problemă, dar de ce nu sunt? Da, că nu este normal.